Salut și bine v-am găsit la un unboxing care ne place Gigabyte. Este vorba despre modelul Z77DS3H pe LGA 1155. Haideți să vedem ce avem în colet. Așa, avem obișnuită maculatură, un utility DVD, două cabluri SATA 2.0, un IO Shield și placa noastră de bază, care, după cum vedeți, nu este sigilată. Haideți să vedem cum arată placa. Și avem o alimentare pe 4 pini a procesorului, slotul de procesor, avem 4 sloturi RAM DDR3, o conector pentru cei 24 de pini ai plăcii de bază, pentru alimentarea plăcii de bază, două sloturi PCI Express, două sloturi PCI Express X1, două sloturi PCI, două sloturi SATA 3, trei sloturi SATA 2, conexiunile pentru front panel, două front USB 2.0 și un front audio. În spate, ca și porturi, avem un combo PS2, două USB 2.0, un DVI Dual Link, un VGA, un HDMI. Foarte bine protejată de către aceste cover-uri din plastic. Două sloturi USB 3.0, încă două sloturi USB 2.0, un LAN și un conector 5.1 pentru sunet. Haideți să facem și o recapitulare. Avem backplate-ul, două cabluri SATA 2.0, un minunat DVD cu utilitare, un manual al utilizatorului, un ghid de instalare și placa noastră de bază.